Fostul conducător al echipei Aro Câmpul Lung, Constantin Țil Popescu, a revenit în tribunele stadionului municipal din Câmpul Lung, de această dată numai în calitate de spectator. După ce an de rândul a stat pe banca tehnică a echipei, sâmbătă a stat alături de un fost antrenor al echipei Aro, Alexandru Popovici, dar și de bunul său prieten, Minu Năstase, și el fost în conducerea echipei Aro. De această dată, Țil Popescu a urcat în tribună pentru a urmări prestația fiului său, Valentin Popescu, titular la gazde în meciul CSS Dinicu Golescu, Câmpul Lung Athletic Bradu, din campionatul județean al juniorilor D, meci pe marginea căruia o să revenim în jurnalul sportiv de mâine seară.